Suntem în direct cu toți dinamoviștii aici, la Domo, partener oficial al Fotbal Club Dinamo București, căruia îi mulțumim încă o dată pentru susținere. Vorbim înaintea primei etape a returului Ligii I, de prezentarea oficială a jucătorilor transferați de Fotbal Club Dinamo București în 2015. Sunt prezenți, după cum ați remarcat în fața dumneavoastră, Daniel Stanciu, manager general, Ionel Dăncelescu, manager sportiv și Mihai Teja, antrenorul principal al echipei. Multe, multe alte surprize. Îl rog întâi pe Daniel Stanciu să vă spună câteva cuvinte despre ce a însemnat această campanie de transferuri în 2015. Bună ziua! A fost o iarnă destul de grea. Noi, cei trei de aici, care am plecat la drum la începutul ianuarie, ne-am propus să facem foarte multe schimbări, în primul rând la nivelul lotului de jucători, pentru că era important pentru Dinamo și este important în continuare ca Dinamo să urce de pe locul 8, cât mai sus. Este o primă fază a proiectului început de noi, cei trei de aici. Am adus 10 jucători pe care îi vom prezenta în minutele următoare. Sunt jucători pe care ni-am dorit cu toții la Dinamo, jucători în care avem foarte mare încredere și cu siguranță viitorul cât mai apropiat, acești jucători alături de cei care fac parte din lotul Dinamo astăzi vor demonstra pe teren că Dinamo este o echipă puternică, o echipă care își dorește și va reveni în elita fotbalului românesc. Ați remarcat cu siguranță 10 jucători transferați în acest an. Haideți să trecem acum la prezentarea oficială, post cu post, a fiecărui jucător și normal trebuie să începem cu poarta dinamoviștilor. Aș vrea să veniți lângă mine toți trei. A evoluat 4 ani în Ștefan cel Mare. Apreciat de suporteri, a câștigat ultimele 2 trofee din vitrina clubului, Cupa și Supercupa României din 2012. Un portar de valoare care știe foarte bine ce înseamnă Dinamo. Cu numărul 34, Cristian Naumovski. Trecem cu ajutorul lui Mihai Teja la al doilea transfer. Crescut la juniorii clubului Bordeaux. Peste 100 de meciuri de Liga a doua, campionatului francez, monitorizat de Marseille și Nantes. Declarat în urmă cu un sezon cel mai bun portar din Liga a doua franceză. Cu numărul 30 în Ștefan cel Mare, Fabien Farnol. Trecem în linia defensivă a echipei noastre, un fundaș central puternic, în vârstă de 26 de ani, născut în Portugalia. A evoluat pentru naționala de tineret a Portugaliei, la al patrulea sezon competițional în România. Vine de la Brașov, unde a fost capitanul Stegarilor. Linia defensivă a echipei va fi cu siguranță mult mai puternică, spune Ionel Dănciulescu. Cu numărul 3 în Ștefan cel Mare, Ricardo Tavares Machado.
Pentru că toți suntem într-o zonă multimedia, aici la Domo. O să o rog pe Andreea Dedu, marketing manager la Domo, să mă ajute cu un nou jucător, în Ștefan cel Mare. A evoluat 8 ani în Portugalia, s-a adaptat fără probleme în fotbalul românesc. Integralist în toate cele 17 etape ale acestui sezon în Liga 1. De la FC Brașov la Dinamo, cu numărul 22, Ștefan cel Mare, Rodriguez da Silva, Serginho. Mergem mai departe, un fundaș central la fel de puternic de picior stâng, cu foarte multe meciuri în prima Liga a Poloniei, la o echipă de top, Wisla Cracovia. A câștigat campionatul cu Wisla și a fost transferat în Italia. Cu numărul 6, de la Pescara la Dinamo, Gordan Bunoza. Mergem la mijlocul terenului. Un jucător de caracter, cu mentalitate de învingător, cu experiență în Liga 1 și în cupele europene. A câștigat 7 trofee în România, toate cu Rapid. Un profesionist incontestabil și un antisterist convins. Cu numărul 5, Ștefan cel Mare, Nicolae Grigore. Jocaș de valoare, câștigător al Cupei României cu Petrolul și cu Astra Giurgiu. S-a adaptat rapid în Ștefan cel Mare pentru a ajuta echipa să-și îndeplinească obiectivele. Cu numărul 18 la Dinamo, Marian Cristescu. De la Ashdod, recomandat de selecționerul Israelului. Format la Maccabi Tel Aviv, a mai îmbrăcat tricoul belgienilor de la Charleroi. S-a remarcat deja în alb și roșu prin evoluții apreciate. Cu numărul 4 la Dinamo, Hatem El Hamid. Născut la Alba Iulia, într-un oraș dinamovist, într-o familie de dinamoviști adevărați. A marcat pentru România chiar la debut în meciul amical cu Elveția. Cel mai important gol rămâne golul marcat la Istanbul împotriva Turciei, în preliminariile campionatului mondial. În România a evoluat pentru unirea Alba Iulia, Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, iar în străinătate a îmbrăcat tricoul cluburilor Standard Liege și Tele Groznic. Se gândește deja la derbiul cu FCSB, la golul victoriei. Cu numărul 7 la Dinamo, Gheorghe Grozav. Sau vorba lui Gică Hagi, Gicu Grozav, e Gicu Grozav. Atâtea s-au scris atâtea. Nu mai rămâne decât să spun, născut și crescut în spiritul lui Dinamo, a câștigat campionatul, cupa,
Supercupa, un caracter impresionant, un campion al fotbalului, capitanul dinamoviștilor, cu numărul 29, Marius Nicolae. Jucători transferați de fotbal cu Dinamo București în 2015. Mulțumim cu Arta Domnul și Andreea Dedu. Numărul 4, Grigore, numărul 5 și Naumovski, numărul 34. Avem și susținătorii.